Bună seara, stimați colegi! Bine ați venit la și invitați... Bine ați venit la lucrările primei ședințe ordinare a Consiliului Local din anul 2020. Vă urez la mulți ani, mai mult succes și cât mai multe proiecte inițiate și domnului primar succes în implementarea proiectelor. Așa cum am primit pe mail și am fost înștiințați, prin convocatorul ședinței ordinare de ziua de astăzi, în temeiul articolului 133, articolul 134, articolul 135, 136, articolul 196, alineatul 1, privind codul administrativ, coroborat cu dispoziția numărul 5 a primarului Comunei Dâmbovița, se convoacă ședința ordinară toți consilierii locali, având următorul proiect de ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Dumbrăvița în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilului descrise în anexă, provenite din renunțarea la dreptul de proprietate privată pentru destinația de drum, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 2. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției numărul 282 din 23-12-2019 a primarului Comunei Dumbrăvița de rectificarea bugetului local în trimestrul 4 pentru anul 2019, OAT Dumbrăvița. Inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice, a tarifelor distincte și a taxei speciale de salubrizare practicate de către Retim Ecologic Services SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurate în zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiunea activității de colectare și transport a deșeurilor numărul 2303 din 8-12-2017, inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza UAT Comuna Dumbrăvița, județul Timiș pentru anul școlar 2020-2021, inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Dumbrăvița în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit Inima Culorilor Dumbrăvița și un reprezentant al Consiliului Local Dumbrăvița în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității din cadrul Grădiniței cu program prelungit Inima Culorilor Dumbrăvița. Inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 6. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Dumbrăvița numărul 105 din 6-11-2019. Inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 7. Proiect de hotărâre privind procedura emitere acord lucrări branșament și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară pe teritoriul Comunei Dumbrăvița. Inițiator primarul Comunei Dumbrăvița. 8. Cere 9 diverse. Până să trecem mai departe, aș dori să supun la vot procesul verbal al a ultimei ședințe din anul trecut. Stimați colegi, ați primit procesul verbal. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței trecute? Unanimitate. Cine se abține? Cine se abține? Două abține împotrivă. Abține domnul? Domnul Somon și domnul Cizmădia. Stați așa, văd că sunt numai 13. Prezența n-am clarificat-o, da? Sunt toți. Au venit toți. Deci 15, bine. Deci 13 pentru, 2 abțineri, domnul Socol și domnul Cizmădia. 13 pentru, abțineri, Socol și Cizmădia. Bine, suplimentări, dacă sunt la ordinea de zi. Vă rog, domnul primar. Da, stimați colegi, bună ziua și la mulți ani, la toată lumea, multă sănătate, să aveți și să avem un an bun, liniștit și cu succesuri, cum se spune, pentru fiecare dintre noi. Eu nu vreau liniștit. În 20-20. Aș avea câteva puncte de suplimentat pe ordinea de zi.
Sunt 7 puncte, cu scuzele de rigoare că sunt așa multe, dar sunt legate unul de altul. Și de-aia am zis să demarăm acum chiar la începutul anului. Sunt 5 proiecte în care prevede investiții de interes local, unde urmează să demarăm procedura de schimbare a categoriei de folosință a pășunii în teren arabe. Și 2 proiecte care trebuie să le băgăm, una cu rectificarea bugetului și una cu să băgăm ca și investiții. Deci primul proiect care ar trebui să îl suplimentăm pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar local al UAT Comuna Dumbrăvița, înregistrat la data de 31.12.2019. Notează cineva, domnul secretar, da. Punctul 1, da? De pe suplimentare. Da, punctul 1. Le-am luat invers pentru că... Ultimul. Să fie, am luat, am început cu ultimul ca cu 7. Da, nu mai așa. Da. Și... Complexul. Al doilea, nu, complexul rămâne după aia. Al doilea punct pe ordinea de zi. 6. Proiect, punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții. Bazin olimpic de nord acoperit în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș. E domnul proiectant aici. După aia le luăm în ordinea în care sunt înscrise. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții Centru de Îngrijire și Recuperare pentru Persoane Vârstnice, în paranteză, azil de bătrâni. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții Centru de Recuperare și Agrement. Asta este acel spate care am discutat. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții o policlinică cu regim permanent am vrea noi, dar asta vedem când o să vin cu tema de proiectare. Spune și centru de sănătate și ăla se poate... Sau centru de sănătate și paratiză policlinică. E clar. Și ce lege numai că e mai larg? Atunci, în funcție de ce se desfine, ce se finanțează... Centru de sănătate, e bine, așa? Dacă e dat doar policlinică la unul. Da. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului pus, locuințe și funcție complementare la legea 15/2003, dintre consilierii noștri mai vechi, știți că l-am aprobat odată, ne-am judecat cu prefectura și am pierdut în instanță. Da, următorul punct este proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții complex sportiv ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenului referent obiectivului. Și ăsta a fost ultimul, cu precizarea că la ultimul a mai fost o hotărâre de Consiliu Local acum 10 ani de zile, în care domnul Toma a propus să facem pășuri în complex sportiv. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate? Suplimentarile întâi. După aia. Unanimitate, da. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Și ordinea de zi împreună cu suplimentarea. Toată lumea. Întrucât avem invitați, aș dori să începem cu punctul 5 de pe suplimentarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții bazin olimpic de înot acoperit în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș. Declararea obiectivului de investiții ca fiind o utilitate publică de interes local și demararea tuturor procedurilor necesare în vederea elaborării și întocmirii documentațiilor tehnice. Studiu de fezabilitate, studii de specialitate topografic și geotehnic, documentații pentru obținerea acorduri și avize, conform certificat de urbanism, față SF. Da. Da, da, aici l-am chemat, da. Domnul proiectant, domnul Claudiu. Vă rugăm, cum vă numiți? Ce? Da, Claudiu Pralea. Pralea. A tecla pe geam, a fost am încercat pe bazine, am luat cel puțin 2 proiecte recent, Calea Șagului din Șoara,
cu centru sportiv, care are două bazine cu interiorul este jos, adică unul acoperit și unul descoperit. Și pe lângă bazine mai are ceva funcțiuni extensive, adică teren de sport, multifuncțional, sală de fitness, tot fel de funcțiuni care să ajute ca acel complex să funcționeze mai bine. Avem și un consum de țean Timiș, are un, asta toate le zic că sunt aproape la noi în zonă, un bazin pilot educațional cumva de mai mic de jumătate, nu e competițional, adică e competițional de jumătate, semi-competițional. Și e la Jibolia și se face pilot, se dorește cam 8 exersare în fiecare oraș din Timiș să se construiască. Venim cu idei noi, interesante, sper să avem și pentru... Spuneți în ce constă proiectul nostru, asta mă interesează. Se dorește un bazin olimpic, adică dimensiunea de 50 de metri pe 25. Beneficiar adică primăria Dâmbăvița, cu tot cu comuna Dâmbăvița. Comuna Dâmbăvița, să spunem așa. Asta ni se propune acum, aprobăm sau... Da. Un bazin olimpic are multe funcțiuni, n-am rostit un detaliu, că sunt multe funcțiuni, birouri, vestiare, deci funcțiuni tipologice și agreate de FINA, FINA fiind Federația Internațională de Natație, ca să fie bazinul olimpic, omologat. Da. Pe lângă aceste funcțiuni standard, vrea să ducem și o sală de fitness. Vom avea poate și o cafenea și ceva spații în care se pot dezvolta ore de balet, cursuri de karate, mai multe sporturi. Începem cumva să nu fie doar o sală strict pentru not, să aducă și în timpul săptămânii multe alte funcțiuni care se pot. Adică, de exemplu, eu ca părinte, dacă vin cu fratința mea la not, pot să duc să fac la sală și am merge la not. Sau putem să niște funcții care să fie complementare și să funcționeze mai bine investiția. Ce suprafață de teren e afectată de proiect? Noi avem acolo 10.000 hectare și 800 de hectare. Dar acela pe care se va plasa. Deci de la poligon, de la sala poligonală. Biuta, unde era Biuta. Vă rog că vorbiți în dialog, că nu poți să da nimic, da? Da. Ok. Bazinul sine va avea 50-25, acționăm undeva la vreo 80 de metri pe vreo circa 40-50 ca volum de viram. Nu se putem da o suprafață construită de acum, până nu se face. E faza SF, ce proiectăm acum. Nu știm, până nu vom veni cu soluții, cu idei, cu... Atunci vom ști exact suprafațele, oare cum reală investiții. E greu să spun de acum exact suprafața pe care avem nevoie. Vom veni acum pe parcursul fazei de prezentare cu variante care vom prezenta, bineînțeles, comunei și putem găsi în cea idei plus, putem să deschizi la orice informație pentru a funcționa. Cu toate au un obiectiv competitiv, să zicem. Deci noi acum avem spre aprobare aprobarea fazei SF. Da. Tema. Tema de elaborare, studiul de fezabilitate. Tema. Cu stabilit tema. Tema. Da. Doar tema, nu studiul de fezabilitate. Da. Doamne președinte, dacă îmi permiteți, dimensiunea asta 50-25 este standard? Da. Și este, doar zic că este la milimetri, că va trebui niște bazine, probabil de inox, niște bazine speciale, mai desubite, pentru că se iau diagonale și dacă sunt diferențe de 2 mm, nu mai e omologat. Nu poți să faci din beton și să fie omologat. Și reglarea înălțimii. Da, vrem să facem parțial și parțiala, parțial că e scumpă, să se ridice nivelul apei, se poate ridica fără să afecteze o parte din bazin, se poate se pot face cursuri de, cu copii de, nu știu, 3 ani, 2 ani, 5 ani, 10 ani școlari, iar în varianta respectivă, așa va fi și la Jibolia, sistemul acesta. Inclusiv persoane cu handicap locomotor, poate să fie exact cu scaunul cu rotile, fără să aibă nevoie de lift, de cutură de apă, se ridică platforma la zero, se pune pe acea platformă, se coboară și mișcările în apă ajută foarte mult la medicină, de recuperare. Da, de recuperare foarte Vă rog. În zona aceea, noi tot am discutat că avem ceva sonde sau surse de apă termală sau apă caldă, sau eu știu. Ceva sonde există în prima să... Din toate informațiile care am, există apă termală aici, suntem undeva la marginea bazinului, dar suntem. Unde de apă termală și... Dacă vom ajunge să facem studiu de fezabilitate pentru spa, atunci sigur vom afla 100% dacă este apă termală și ne putem folosi și aici. Din câte știu eu, un foraj este undeva la 3,6-4 km adâncime,
ca să poată camina... Nu, și la... Nu, și la, la un kilometru se poate da. Să dai de apă termală. Depinde cum ți-i bazinul. Da. Că ar fi o bună. Păi sigur că nu. Putea să punem la Apa termală nu o putea folosi aici datorită faptului că temperatura apei, dacă dorim un bazin competițional, este undeva 24-26. Ar merge, dar numai puțin. Deci noi avem două proiecte cu aceeași temă astăzi, cu ordinea de zi. Avem spa-ul de la coada lacului, care va fi cu apă termală, și bazinul olimpic fără apă termală. La Jimbolea, acest proiect avea apă termală chiar lângă și vreau cumva dacă puteți să facem un sistem în care să încălzim apa din, prin apa termală. Deci fie un circuit pe care dar problema este că aceste circuite sau să dăm încălzirea respectivului. Vă rog, domnul Toma, haideți să vorbim pe rând. Vorbim despre propunerea de bazin olimpic. În primul rând trebuie să stabilim dacă localitatea noastră are nevoie în etapa asta de bazin olimpic. Deci în 2009. Acest Consiliu de atunci a aprobat hotărârea 27 din 23 martie, în care pe terenul care acum pe care se propune bazinul olimpic era ștran. Aprobat cu bazin deschis pentru populația matură, deci pentru cei în vârstă, și pentru copii încă un bazin pentru început. Deci cu toate utilitățile pentru ștrand, adică teren de joacă, nisip și tot ce trebuie. Deci asta era, este acum hotărârea aprobată. Deci dacă vrem să schimbăm destinația, trebuie să anulăm hotărârea respectivă. Este hotărârea 27 din 23 aprilie 2009. Am fost inițiator și o știu foarte bine și a fost aprobat. Deci în momentul de față este aprobat. Ca procedură, dacă schimbăm destinația și facem bazin olimpic, deci trebuie să începem cu un articol, se revocă hotărârea respectivă și vom stabili acolo ce facem în continuare. A doua problemă o constituie dacă ne trebuie bazin olimpic. Bazin olimpic nu se adresează populației din Dumbrăvița. Se adresează profesioniștilor, unor cluburi de sport, unor... Neapărat. Bazinul olimpic, așa este, are niște condiții riguroase și trebuie întreținut și nu are toată lumea acces acolo. Bun. Puteți să vă spuneți părerea dumneavoastră. Doi. Ok, facem bazin olimpic. Problema care se pune este să stabilim clar acum, nu că o să punem și una și alta. Ce trebuie să mai conțină pe suprafața aia pe lângă bazinul olimpic? Ca să-i dăm într-adevăr și o utilitate publică, nu numai pentru cei care vin în, la concursuri și cantonament. Și a treia problemă, domnul arhitect, când faceți propuneri de temă, mai uitați-vă când ați copy-paste acolo, că ne-a spus să respectăm hotărârile de la Consiliul Municipal Timișoara. Da. Înțelegeți? Mai citiți, vă rog, măcar atât. Ștergeți ce scrie plus. O să vă rog, domnul proiectant. Da. Se mai întâmplă să apară și greșeam ce scuze pentru... dar nu chiar așa. Da, o să... Deci, personalizați un pic, ați fost să vedeți terenul. Dar numai că a fost să vedeți, am și poze. Ah, păi atunci trebuia să propuneți ceva. Nu, vreau să explice domnul proiectant. Eu aș veni cu o propunere deja la temă ca să înțeleagă lucrurile. Mă, puteți, dar domnul proiectant a precisat... Bă, dar vreau să spune că l-a făcut la urmă, atât de aici, nu știu ce să vă zic. E vorba de un bazin, că o... care se poate modifica adâncimea apei, nu asta mă înțeleg din prezentare. Se poate adică și pentru școlar și pentru evaluare mai că... multifuncțional. Chiar că este o lică, se pot ține și cursuri și concursuri, de fapt, că la baza nu sunt concursuri. Alea sunt luată la câteva luni de zile, nu pot să țin un bazin olimpic doar pentru concursuri. Dar în special mai avem bazin, nu sunt niciun bazin. Nu are niciun bazin. Arena este un lucru. Nu este un lucru. O să vă rog să vorbim pe rând. Haideți, vă rog eu foarte frumos. Bun, mai sunt comentarii pe tema asta. Vă rog, domnul primar. Domnul Tom a avut dreptate că, într-adevăr, în 2009 s-a făcut ăla acolo, dar între timp mobilarea zonei s-a schimbat un pic. Așa este. Și am zis că acest bazin olimpic să-l amplasăm acolo, să ne putem folosi de parcarea aia comună care o avem la sala de sport, plus o parte de parcare care vom avea și la Casa de Cultură. Dacă dorim să facem și un bazin, și un strand, așa cum zice domnul Toma,
Avem suficient spațiu acolo lângă complexul sportiv și îl putem face acolo. Deci dacă ne dorim. Ce am încercat noi acum să facem, am găsit o sursă de finanțare prin CNI, dar să nu credeți că la anul viitor îl am la finanțare. Asta e o procedură mai lungă care durează câțiva ani de zile. Nu merge imediat începem și lucrările la ea. Că dacă spunea domnul Tumă, dacă este oportun sau nu este oportun. Pentru localitatea noastră poate este, având în vedere că și municipiul Timișoara nu are și e nevoie de așa ceva. Legat de apă termală, așa cum zice și domnul proiectant, că eu am vorbit cu el, acest bazin nu se poate folosi de apă termală, pentru că are altă categorie, alte cerințe. Da. Deci este sursa de finanțare, depunem proiectul, nu e 100% că îl câștigăm. Noi demarăm acum, că nici măcar nu dau drumul la proiectare, doar tema de proiectare și încep să dau drumul la acte. Dacă CNI-ul de la probă, atunci merg mai departe. Dacă mai sunt observații, dar o să vă rog la subiect, deci strict la da, subiect. Vă rog, domnul Cala, că s-o zic, domnul. Eu apreciez ideea și propunerea care a fost făcută, având în vedere că trebuie să ne gândim și în viitor. Trecutul și prezentul nu dovedește ce am hotărât acum 2 ani, sau 3 ani, 4 ani. Ritmul de dezvoltare a comunei noastre, a populației, este enorm de mare. Noi elaborăm anual 1000 de autorizații de construcție, vom avea șansă să ajungem poate până la 30, 40, 50 de mii de locuitori și ideea ca tare, eu cred că fiind baza sportivă acolo și toate utilitățile necesare, având în vedere că este multifuncțional, eu cred că este binevenită. În asemenea, trebuie să fac o propunere, dacă sunteți de acord, în zona unde a fost depozitul militar, în acea zonă, trebuie să ne gândim și în viitor, subteran există o pungă de apă termală care corespunde pentru a crea o termală adevărată în zona și ar trebui să luăm un studiu și să rezolvăm. Că populația necesită nu în proprietate. Nu mă spun, da. Să facem un studiu. Să încearcă intrarea în posesie. Domnul Socor, imediat. Aș vrea o singură întrebare către domnul adresată domnului proiectant. Se poate încălzi această apă din bazin sau se răspunde dacă este o modalitate de a se încălzi? Proiectul trebuie să fie la anumită temperatură. Sunt variante cu panouri solare și pe lângă panourile solare vor fi și sisteme de încălzire standard. Pe centrală. Toate bazinele se pot la fel. Și v-ați gândit la o variantă? Vă pot asta dacă vreți o variantă exactă de la instalator. Eu sunt arhitect, nu sunt instalator. Ei știu mai bine exact care este sistemul și ce pompe se folosește și da. Și se încălzește. Ok. Domnul Zincă, haideți că ne mergem și unul spre întâlnire. Ce aș dori să specifice, fiindcă în documentația pe care am primit-o, din câte țin eu minte, sper să nu greșesc, era specificată finanțare din fonduri proprii. Ne spuneți acum că e vorba de finanțare. Nu, nu e niciun fel de problemă. Asta e rugămintea mea să se specifice. S-a rectificat. Și doi la mână. Ce a fost un draft? Da, ne-a făcut tema de proiectare. Am înțeles. Ca să fie ca suport. Am înțeles. Și el a trimis și ei ca să poată fac proiecte de autor. Și doi la mână, vorbim aici de întocmirea studiului de fezabilitate, nu a proiectului. Nu, e tema. Tema de proiectare. Tema de proiectare și studiul de fezabilitate. Că nu puteți depune la CNI fără să fie. Păi nu cred. Păi și oricine exact timp să dea dispunem. Întâi aprobăm această temă de proiectare în sensul că noi, Consiliul Local, considerăm oportun această investiție, respectiv elaborarea studiului de fezabilitate pentru a se putea depune, pentru a atrage finanțare. Exact. Despre asta este vorba. Haideți, domnul Doamne, scurt ca să... Deci, înainte de a se elabora studiul, să ne prezinte un draft de sigur proiect că... pe care să demarăm studiul. Noi îl vom aproba la final. Eu vă înțeleg. Înțeleg că îl vom aproba. Dar înainte de a fi gata, înainte de a fi gata, da. Bun. Am consemnat. Bun. Haideți să... Noi echipă de cărțin teorii. Mulțumim. Deci, supunem la vot proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții bazin olimpic de not acoperit în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș,
declararea obiectivului de investiții ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea tuturor procedurilor necesare în vederea elaborării și întocmirii documentațiilor tehnice, studiu de fezabilitate, studii de specialitate topografic și geotehnic, documentație pentru obținerea acorduri și avize conform certificat de urbanism, fază studiu de fezabilitate, în vederea obținerii finanțării și realizării obiectivului de investiții bazin olimpic de nota copertă în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, amplasat pe terenul înscris în cartea funciară numărul 408576, număr cadastral identic în suprafață de 10.824 de metri pătrați. Cine este pentru? Încă o dată, toată lumea este. Unanimitate. Am ridicat. Mă vă ridicați să ne sperieți. Trebuie să verific. Îmi place. Foarte corect. A fost doar o paranteză, deci oricum orice proiect se prezintă va fi prezentat pe etape, o să fie final, gata, asta e. La urmă, vreau să ne conte părerea voastră, doar proiectul să mă arte. Mulțumim, prinde și trampolină. Posibil să fie și trampolină. Nu aveți adrăcime pentru trampolină. Și nu face nici valenda. Bun. Punctul 3 de pe ordinea de zi, am spus că o să vă luăm în ordinea invitațiilor care avem în proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice, a tarifelor distincte și a taxei speciale de salubrizare practicate de către Team Ecologic Services S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din capalele deșurate în zona 1 a județului Timiș. Ați primit pe mail, ați văzut, sunt măriri nesemnificative. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, da? Da, i-am chemat-o cu doamna Rodica să susțină, dacă nu mai e cald. Ne-am prins. Avem două proiecte de hotărâre privind rectificări de buget. Hai, domnul contabil, aici și după... Punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției numărul 282 din 23.12.2019 a primarului Comunei Dumbrăvița de rectificarea bugetului local în trimestrul 4 pentru anul 2019, OAT Dumbrăvița. Domnul contabil, domnul Lefero, mergeți lângă domnul primar. Vă vedem. Comisia 1 și-a dat avizul favorabil pe acest punct. E vorba de două sume. O sumă primită din defalcare cote TVA de 18.000 de lei și niște bani veniți pe PND. La sfârșitul anului mi s-a solicitat o situație cu facturile restante. Nu ni s-a aprobat de la fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului suma de 18.000 de lei. Tot în aceeași perioadă, în luna decembrie, am primit de la PND de contravaloarea unei facturi pentru care noi nu am avut venituri și pentru a achita acea factură și a folosit și 18.000 de lei, a fost necesară rectificarea de buget, altfel pierdeam bani. Pentru aceasta, domnul primar, prin dispoziție, a propus rectificarea, urmând ca ea să fie validată în ședința de astăzi, dacă sunteți de acord. Banii sau plătiți? Comentarii, dacă sunt. Supun la vot, proiect de hotărâre privind validarea dispoziției 282 din 23.12.2019 a primarului Comunei Dumbrăvița de rectificare a bugetului local. Cine este pentru? Unanimitate, da? Unanimitate. Punctul 6 de pe suplimentarea ordinii de zi are aceeași temă. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al UAT Comuna Dumbrăvița înregistrat la data de 31.12.2019. Vă rugăm, domnul Neferu. La sfârșitul anului noi am înregistrat un excedent care practic vine din două avansuri primite în anul 2017 pentru două proiecte. Acele avansuri nu au fost angajate în cei doi ani de zile. La sfârșitul noi a rămas ca excedent și anul acesta, având două facturi pe unul dintre proiecte respectiv, construire grădiniță, de 650.000, am propus ca să folosim acel excedent care practic are aceeași destinație, să folosim acei bani pentru achitarea acestor facturi. Deci vorba de... Asta, așa e procedura. Da, așa este. Da. Vă rog, domnul Toma. Domnul Contabil, înainte de a veni să ne cereți nouă să aprobăm niște folosiri a fondurilor excedente în anumite scopuri, era normal să ne prezentați execuția bugetară pe 2019, ca să vedem și noi, o aveți? Nu am puțin, domnul Tom. Eu vreau să cu dânsul vorbesc. Da. O aveți? Execuția... O aveți?
Există execuție listată la 31 decembrie. Execuția nu e finalizată. Dacă v-ați uitat pe transparență bugetară, o să vedeți că nu o puteți vedea, pentru că Ministerul Finanțelor încă nu a publicat-o. Deci, practic, este o execuție informativă cu datele din trezorerie, dar asta înseamnă că noi avem o execuție. Execuția înseamnă întocmirea situațiilor financiare pentru trimestrul 4, acele situații financiare cuprind tocmai acel fond de execuție. Ca să putem prezenta, trebuie prima dată primit de la finanță execuția, validată și depusă în sistem. Când puteți prezenta? În ședința care vom avea și bugetul în februarie. Normal e să fie cu o ședință înainte ca să putem participa și noi la propunerile de buget pe anul următor. Că dacă ne prezintă și execuția, și bugetul nou în același timp, deci noi suntem... Bun, dar haideți să rămânem la subiect. Deci noi aici discutăm de un excedent de care se datorează faptul că am primit prefinanțare de la AFIR pe un proiect de fonduri, pe fonduri europene. Proiectul este în implementare, s-a executat lucrări, s-au recepționat și acum trebuie să trece din excedent. Banii au venit ca să putem achita. Aceeași destinație. Pe destinație, n-a fost pe aceea. Ba da. Aceeași. Și cât a mai rămas? S-a folosit de câte și cât s-a, cât s-a plătit la, până acum la grădiniță? Până acum, vedeți, s-a plătit 699.990 și atunci... Tot ce s-a plătit până la faza asta? Da. Și câte situații mai, mai sunt? Câte... Mai avem două factori, dar nu e finalizată lucrarea. Eu știu 600... că nu e finalizată, dar cât mai este executat? La 650.000 certificate. Pe care, propunere pe care o facem astăzi ca să putem achita facturile. Două factori. De anul trecut. De când s-a început grădinița și până acum. Da. Deci cu tot ce rectificăm astăzi va fi 1.300.000 de lei. E aproape acoperite. Da. Da, e 1.300.000 și astăzi. Următoarea rectificare, la următoarea situație de lucrări, venim din nou, că numai așa se poate. Da, înțeleg. În contul ăla nu poți să iei decât așa. Sumele prevăzute pentru graficul sunt lucrări executate, recepționate, facturate. Da. Care s-a achit acum din acest bani. Da, sigur. Bun. Supune la vot proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local la OAT Comuna Dumbrăvița, înregistrat la data de 31.12.2019. Cine este pentru? Am uitat, da? Da. Bun. Punctul 1 de pe ordinea de zi... Mai avem domnul Lucian. E chiar cu tur. E cap de listă, dar îl luăm mai târziu. Mai tânăr și așteaptă. Nu-i căsătorit, nu se privește acasă. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Dumbrăvița, a imobililor înscrise în anexe, e vorba de cedări de teren pentru drum. Cine este pentru? Nu, nu, nu. Vreau să le văd. A, vă rog, trebuie să vreți să votați. Deci, poate ați văzut cu toții în presă, a apărut scandalul de la Cluj, da, unde instanța a obligat Consiliul Local, OAT-ul, de fapt, să plătească ca și cum echivalent ce se face acum cu o expropiere. Întrebarea este cum ne protejăm noi. Păi nu, să ne spună dânsul, că dânsul gestiona, e cel mai bogat om din Dumnezeu. Deci, să ne spună dânsul cum ne protejăm noi să nu pățim aceeași chestii. Doamna Hibere, că e o chestiune de departamentul de urbanism. Aici e chichința. Ia ține de mine. Tura asta ține de mine. Ceea ce a apărut în presă este legat de autorizație de construcție. Și din ce am înțeles eu, litigiul era referitor la autorizație de construcție. Pentru care, înainte, deci în momentul în care s-a emis urbanismul, li s-au solicitat să cedeze teren pentru autorizația de construire. Dar s-a scris în certificatul de urbanism. S-a scris în certificatul de urbanism. Nu e problema lor. La noi cedările de drum sunt în conformitate cu uzurile aprobate. Nu se poate. Cu planșele avizate. Deci nu se poate demonstra că e forță. Noi n-am cerut la nimeni. Nu se poate demonstra. Teren. Ai zis că bă, zi, de la toată. Dar nu se poate demonstra. Dar nu se poate demonstra. Dar nu se poate demonstra. Bun, vă rog, vă rog. Da, ok. Era singura întrebare. Noi vrem pământ. Bun. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Dumbrăvița, a terenurilor înscrise în anexă cu destinația drum. Cine este pentru? Da, nu am uitat, da? Bun. Ai ceva, nu? Mulțumesc. Ce mai Doamna Luminița mai este.
Top cât ești? Eu pot să fac. Nu, nu, nici nu te gândești. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza UASE Comuna Dumbrăvița, județul Timiș, pentru anul școlar 2020-2021. Doamna, aici s-a făcut acel proiect care s-a aprobat de inspectorat și acum a venit la aprobarea și noi validăm. Da. Cine este pentru? Unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Grădiniței cu program prelungit Inima Culorilor Dumbrăvița. E grădința care am intrus în Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură a desemnat pe domnul Sanfira Ionel. La ambele. Poate bun, să... La ambele. Și. La ambele. Așa, deci propunerea dumneavoastră, cine propune? Domnul Sanfira. Domnul Sanfira. Domnul Sanfira. Nu, domnul Sanfira. Nu, doar Comisia. Comisia. Da, atunci ai eu fiu cu ei. Da, 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 da. Propune pe domnul Sanfira, da? Sanfira. 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 Este, va fi și față vor. Atât în Consiliul de Administrație, cât și în cea. Tot și în cea, da. Bine? Bun, supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Nu sunt 15 pentru, sunt abține. Nu pot să voteze. Abține domnul Sanfira. 10 și 8. Devine notizie. Bun. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Dumbrăvița numărul 105 per 6-11-2019. Este vorba de hotărâre de Consiliu prin care s-a aprobat contractarea unui împrumut bancar. Împrumut care nu a putut fi accesat datorită faptului că s-a semnat contractul de finanțare cu fondul cu FDI-ul de peste 30 de milioane de lei. Sumă care a fost considerată ca o sarcină a Comunei Dumbrăvița, motiv pentru care astăzi avem pe ordinea de zi revocarea celor hotărâri de Consiliu de anul trecut. Vă rog, dacă sunt comentarii. Bun. Supune la vot. Cine este pentru? Stați așa, 14. Pentru 14. Eu n-am fost la ședința aceea. Cei care n-am participat la ședință nu putem vota pentru revocare? Cum să nu? Că se poate vota toată lumea. N-are nicio trebuie. Se poate vota împotrivă. Dar nu contează. Votez pentru revocarea. Cine este pentru revocare? Vota pentru revocarea. Cine este pentru revocarea hotărârii? Nici eu n-am fost la ședință. 7, 8, 9, 10 pentru. Împotrivă? Vot 10 pentru. Abțineri? 2 abțineri. Împotrivă 0. Abțineri? 4 sunteți. 1, 2, 3. Abțineri? Trebuie să fie 5, că sunteți 15. 10 cu 5 trebuie să fie 15. Da. Domnul Toma, domnul Sanfira, domnul Abălaru. Abțineri. Cine se mai abține? Domnul Balaș. Domnul Balaș. 3. La 3 abținere. Puneți 11 din 4. Domnul, de cine ați trecut? Ați încurcat. Abălaru, Toma, Balaș și Sanfira. Și Sanfira. Și 11 pentru, da? Da. Toma și Sanfira. Da. 10 pentru. Dacă sunt 5 abțineri, da, 10 pentru. Da, chiar ați trecut pe Toma de două. Hai, trecut pe Toma. Tu abțineri 11. Bun. Și atunci 11 pentru. Bun. Adică de obicei votul nu-i face că două, dar... Punctul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind procedura de emitere a acord lucrări, branșamente și raporturi executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară pe teritoriul Comunei Dumbrăvița. S-a modificat legislația, doamna arhitect, vă rugăm să ne spuneți pe ce e vorba. A apărut modificarea în legea 50, nu se mai emit autorizații de construire pentru branșamente, se vor emite niște acorduri care vor fi emise de către deținătorii de drum, în speță noi, în situația în care drumurile nu sunt județene sau naționale, în situația în care drumurile județene sau naționale se solicită la aparținătorii de drum. E o procedură pe care am fost nevoiți să o adoptăm ca să putem să aplicăm legea. Se emit acordul, nu se mai emit autorizații. Cam asta e ideea.
Și legislația nu avea ce spate. Tariful 150 dincolo era funcție de valoare a lucrării, nu? Nu, nici dincolo. Înainte, valorile erau cam 20 de lei, nu cam, atât erau stabilite prin taxe și impozite. 20 de lei certificatul urbanist, 40 de lei avizul de spargere, 60 de lei autorizația. Erau 1.200.000, noi am venit cu propunerea 150 de lei. Dacă sunteți de acord, dacă nu, nu. E undeva tot pe acolo. Haideți 200. 100-500. E o hotărâre noastră, noi am venit cu propunerea doar. E bine 100. Bun. Noi la Comisia 1 am ridicat problema să fie stipulat clar obligativitatea cetățeanului care solicită acordul pentru branșament de a duce la starea inițială în domeniul public. Este specificat în procedura pe care am depus-o. Supun la vot, cine este pentru? Am văzut comentat. Profit de faptul că discutăm speța asta și face 3 secunde vreau să întreb ce se întâmplă cu strada Ghioceilor, pentru că mă tot întreabă vecinii, s-a spart, s-a tras canalul. Haideți la diverse, vă rog frumos. La diverse să o, vă rog frumos. Să... Cine este pentru? Haideți să trecem. Unanimitate, da? Răspuns diverse. Răspuns diverse. Suplimentarea ordinei de zi, punctul 1. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții, centru de îngrijire și recuperare pentru persoane vârstnice ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenului aferent obiectivului de investiții, amplasat pe terenul înscris în CF403-515, 8057 de metri pătrați și CF403-516, 25.000 de metri pătrați. E vorba de pășune, înainte de centură, e vorba de terenul unde se discuta mai pe vremuri de parcul fotovoltaic. Da. Da, vă rog. Sau mie liberi. Da, vă rog, da. Și am o întrebare, domnul secretar, aici. Înainte de a discuta pachetul acesta de schimbare de categorie de folosință, da, fiind mai multe obiective locale pe care dorim să le amplasăm în pășune și dorim să schimbăm categoria de folosință. Da. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare de categorie de folosință cu compensare de suprafață? Da, de suprafață conform la ce lege sau fără compensare conform la ce lege? Unde ați găsit în OG34? Că dacă vă uitați, haideți că vă răspund, dacă vă uitați în forma actualizată a OG34, modificată în 2018, la articolul 5, indice 1, spune că pentru în cadrurile în care se fac investiții de utilitate publică locală, nu... De ce se compensează? Există compensații. Se fac fără a fi compensată pe fața de pășune. S-a rectificat în ianuarie și legea fondului funciar, unde există același paragraf. Este o precizare expresă după articolul 5, care prevede că pentru cazul excepțional se poate scoate din categoria de folosință pe pășune. Da. Doresc mai specific ce există bilanțul în cadrul. Nu. Nu. Fără. Suntem de pajiști funeți pe pășune aici. Deci nu mai există obligativitatea înființării unei noi pajiști. În echivalent. E foarte bună inițiativa ca să transformăm toată pășunea în teren destinat unor utilități publice. Ca să nu mai existe riscul să ne ceară la un moment dat să refacem, să folosim terenul respectiv la reconstituirea titlului de proprietate, dreptului de proprietate. Dar propunerea mea ar fi ca în faza asta, când aprobăm aceste suprafețe cu destinații, ca să nu mai pățim cum am făcut pe policoni, să stabilim exact număr topo, da, cu destinații... Este, este pe care fiecare o tălere. Este? Da, da. Și spus numerele, ce pe atunci frumos ar fi fost să avem o hartă undeva, unde să le arate exact unde este fiecare mod. Dar pădăriți le păi nu le arătați. Să prezentați și dumneavoastră o hartă consilierilor. Domnul Toma, au fost. Dar e anexă la proiectul de hotărâre a APA, care s-a primit pe noi. Da. A, la voi. N-am primit. Noi n-am primit, decât voi. Aici ai discutat. Da, nu, am venit documentația. Fără schimbi. E bine să știm și noi ce votăm. Haideți să vi le arăt oricum, să poată confrunta oricum cu documentația mea. Nu vă zic aici. Aici am vorbit despre asemenea de bătrân. Asta este. Aici este cursul de tine. Aici este politicul. Toată zona la nord de centură, baza studiului, cadenii de nulegi, s
sau Lidl era în partea de jos, nu avea treabă. Lidl e aici. Aici era propunerea. Unde vor Lidl-ul, nu-i pășune acolo. Acolo este pășunea noastră. Ah, okay. Lidl-ul nu avea treabă cu pășunea comunală. Aici este politica, aici, pe toată zona asta, mai puțin, de ce de apicola, e baza sportivă. Iar aici, da, nu e legislativ. Cine este pentru? Dar puneți-le toate, pentru că am înțeles. O, da, nominal. Trebuie să le luăm nominal. Bun. 15 pentru, da? Da. 2. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții Centrului de Recuperare și Agrement ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenului aferent obiectivului de investiții CF 403-141 PS 243-3PC 118.708 metri pătrați. Cine este pentru? Nu. 10 hectare. 11. La coada lacului 11 hectare. 3. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții policlinică ca fiind de utilitate publică Centrul de sănătate. Și demararea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenului aferent obiectivului de investiții Centrul de Sănătate, amplasat pe terenul identificat cu număr PS 204. Vezi că ăsta e arabil 204, Milița, nu-i PS. E funcție de ce am primit cetăl. În registru agricol avem arabil. Da, dar în suprafață și în dispoziția prefectului prin da. În suprafață de 41.215 metri pătrați. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului PUZ locuințe și funcțiuni complementare locuirii pentru tineri conform legii 15/2003 ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenului aferent obiectivului de investiții înscris în CF 403-135 PS 197/6/C suprafață 62.822 metri pătrați. Cine este pentru? Da, în anumitate. Da. Și punctul 7 și ultimul de pe suplimentare. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții complex sportiv ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenului aferent obiectivului de investiții complex sportiv număr cadastral 413057 31.000 de metri pătrați CF 412971 și 412-971. E vorba de baza sportivă. Da. Cine este pentru? Unanimitate. Cât e suprafața totală aici? Baza sportivă l-am calculat, e foarte. Sunt multe CF-uri. Sunt 12.000. Vreo 6 hectare. Vreo 6 hectare. 16. Terenul de tenis, regulamentul de tenis. Tot ce are primăria în exteriorul centurii, în zona respectivă. Bun. Da. Unanimitate, da. Bun. Cereri, dacă sunt? Avem o singură cerere, dar pentru aducerea la cunoștință. Care ce? Solicită o persoană, solicită drum. Solicită extinderea rețelei electrice pe strada Arhimede. Spune că e încadrată cu grad de handicap grav. Citiți-o, dacă e la ce. Subsemnată Bereș Emilia, domiciliată în Dumbrăvița, strada Arhimede numărul 8. Prin prezenta, vă rog să dispuneți la realizarea tuturor lucrurilor de extindere a rețelei electrice pe această stradă. Menționez că sunt persoane îngădată în grad de handicap grav. Vă mulțumesc. Probabil o să avem în buget o sumă pentru electrificare. Deci, credeți-vă buget. Da. Ce da, se poate? Și noi aveam o procedură în care participa primăria cu o parte, o parte, aici un parte de rea. Sper din tot sufletul să nu fie în zona în care a vândut, au vândut finanțele către un proprietar particular pe rea. Da, trebuie văzut dacă strada e domeniul
publică. Din câte știu eu acum, doamna are într-adevăr o problemă de masticat. Casa este undeva în spatele lui Seba, acolo. A cerut o soluție de la Enel. Numai soluția Enel costă foarte mult. Deci, practic, nu e extindere, că extinderea ar fi încolo, după etalet. E aici la intrare. Bine, da, spatele lui Seba. Păi da, Arhimede, dar da. Strada Arhimede imediat în spatele lui Seba. Da, acolo. Dar Arhimede da, e că e cedată, pentru că e lucru. E cedată, numai că nu este rețea. Da, de la Mureș nu știu ce nu se pot fie, probabil că nu au putere instalată sau de ce nu se pot. Că de la Mureș, de pe Mureș, Dumnezeu ne de la colț, cât au? Au păi e vreo 60 sau 80 de metri de la Mureș. Aia costă vreo 8.000 de lei sau dacă nu, cred că mai mult. Aici, dacă Consiliul Local e de acord da, și... Da, dar eu știu că n-a fost case atunci acolo și atunci nu s-a făcut o extindere. Asta mai multe că și a fost locul de spate. Da, dar au venit din partea cealaltă. Din partea cealaltă Curești. Deci, dacă îmi permiteți, mă rog, anul trecut a fost modificată din nou legea energiei electrice și a gazelor naturale, prin care se stabilește, s-a stabilit că operatorii de energie electrică și operatorii de gaz natural sunt obligați să racordeze pe raza localității toți cei care solicită. Cei care nu sunt luați în considerare, operatorii vorbesc. Până în decembrie anul trecut, sau până în noiembrie, nu mai știu exact, s-a dat încă o ordonanță de urgență, nu era obligat să plătească operatorul singur. Putea să solicite ajutor și a autorității locale. Și beneficiarul. Și beneficiarul, cei trei. Acum nu mai este obligativitatea. Dar noi nu eram obligați nici până atunci. Puteam să o facem? Puteați, da, așa, da. Ok. Acum nu mai există condiția asta. Operatorul este obligat. Este serviciul de utilitate publică, este serviciul public și trebuie să asigure condiții egale la toată lumea. Dar nu contează cât obligat la, probabil, la branșare, dar nu s-o facă și rețeaua. Vă spun. Nu sunt obligați, mai ales dacă n-au putere instalată, ne-au cerut 60.000 de euro pentru transformator, pentru că n-au putere instalată. Dar ei sunt obligați, credeți-mă. Până nu știți ce s-a votat în... Pe partea de caz, primar, noi ne-am înscris în acea asociație a comunilor cu proiectul Grua. Lucrăm la proiect cu rețeaua aia de pe pentru zona care nu au rețea. Dar nu poți să fie prins și... Deci asta este pe stradă. Dacă este pe stradă, normal, nu. Alimentare cu curent nu iluminat cu. Deci la rețea electrică, noi avem hotărâre de Consiliu, cred că din 2017, dacă nu greșesc, în care există posibilitatea, deci toate se fac în varianta de subteran. Da. Și în care există posibilitatea, primăria pune, cred că 40% ceva și beneficiarii 60%, să nu mai țin minte exact procent. Da, dar aia se putea până a apărut ordonanța. Până a apărut ordonanța. Da, ei au modificat. De unde s-a modificat? Nu există rețea. Dar nici nu să pun stâlp, că trebuie variantă subterană. Nu mai punem stâlp. Refuză de a face raportul, încă o dată, se sancționează o amendă până la 200.000. Păi, domnul secretar, trebuie să vedem legea. Deci trebuie așa să modificăm operatorul să facă rețea. Exact. Pentru utilizatorii cam. Și domnul acest răspuns. Omul e obligat, simte nevoia să ceară la noi ajutor. Și noi trebuie să-l trimitem unde trebuie. Da, verifică domnul secretar legislația și răspunde... Bun, la diverse, domnul Zanfira. La diverse, mai am eu o întrebare. Ce s-a făcut cu procesul cu LACMA? S-a judecat în 20. Da, aveți vreo răspuns. Da, n-am primit niciun răspuns de la ei. Deci în urma recursului făcut de către... Dar trebuie să uite cineva pe portalul la înaltă curte acolo. Păi o să-i spun la Patricia mâine să se uite ceva. Și vă informează pe... Da, să ne trebuie. Că eram curioși. Lui. Poate câștigăm. Și ce câștigă guvernul? S-au făcut? Vă spun în privat. Da? Bun. Ca să ne înscris. Domnul Zanfira era înainte. E o chestie care nu trebuie. Domnul Zanfira. Întrebarea mea, nu știu, că tot din vecinii, că e și domnul vice aici, că a fost țeava aceea de apă, magistrală sau ce a fost. Inel, și proiectul a fost fără refacere. Au pus niște piatră și au plecat. Acum ei tot vin și mă întreabă pe mine. Eu tot le spun să aibă răbdare, dar din toamnă, cred că și eu am fost pe acolo, într-adevăr, se circulă foarte greu.
pe circulă și utilaje, și început să mai construiască în zona aia, acolo pe colț. După cum știți, ăla, cum l-am prevăzut la, reabilitare. Dar până atunci o să punem niște piatră, că nu, numai să se încălzească un pic. Să punem niște piatră, că trebuie să se circule. Să le spun că am discutat și da. Știți. Deci până va veni la modernizare, vom încerca să, să-l ne ținem. Bun. Mai sunt domnul Cadar, vă rog. Eu aș ruga să mă ascultați cu clipa, să vă informez. A fost la poștă locală. E un haos total. Populația din comuna noastră de acolo merge zilnic, stau câte 2-3 ore până își culeg scrisorile, corespondențele de acolo, înjură consiliul local, înjură pe primar, comuna super bogată și uite ce haos în poștă. Eu aș ruga ca oficialitățile noastre să intervină scris la poșta pentru direcția de poștă, pentru că nu este normal acest lucru. Deci am făcut mai multe cereri către direcția de poștă și de comunicații. Au o lipsă acută de personal și nu se găsește. Și în Consiliul Local am spus anul trecut, dacă știți pe cineva... Deci nu este personal. Da. Salarul e destul de mic, e adevărat, și plus bonurile de masă, dar până în 2000 salariul. Deci e enorm de mic. Și nu vine nimeni. 1200 de lei salariul. Cine dracu să duci să lucreze pe 1200 sau... Nu poate fi 1200, dar ai 1500 să lucrezi. Minim, salariul minim, da. Până ajunge a fost vechiul sistem de până să ai... 1200 minimum. Păi da. Asta e problema. Dacă știți pe careva care vrea să angajeze, ceva nu are nicio sens. Unul lăsați-o. Las că rezolvă noua directoare care e la poștă. Mai sunt și, alte... Eu spus de aștia pe teren să-și caute plicurile dacă interesează pe oameni. Acolo am fost. Ce e acolo, ce va ieși din da. Bun. Deci directoarea nouă care acum a numit aici pe, eu știu unde, direcția de asta, a venit într-o zi la poștă și a luat poșterițele, una sau două câte este. Pe teren vă duceți la ăsta, numai pe ăsta, care are nevoie de plicuri să vină și-și ia plicuri și-o plecat. Luați pe ușă. Acum le-au pus niște cutii acolo pe masă și-ți caut ținut. Da, dar caut ținut. Dar sunt amestecate, dacă ar fi pe străzi, nu vreți să oamenii... Păi ele tot le repun pe străzi, le lasă pe... Ăsta, oamenii vin. Om așa e. Ia de aici, ia de dincolo, îi spune degeaba, îi spune, caute cutia aia. Îi hau sfară acolo. Dacă nu mai sunt alte intervenții la diverse, declarăm închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local. Mulțumim de seară că de vreme. Deci să facă și o operativă. Și mie să se întâmple. S-au acuzat bani pe începerea lucrării. Proiectul respectiv a fost dus la îndeplinire, a fost recepționat și au fost depuse cereri pentru ofertă de turnare în zonă. Până la data de astăzi, de azi, nu s-a adus la nicio decizie asupra ei. Reștiințarea era să lăsați ofertele pentru... Ofertele au fost deci, în 2018, deci nu mai sunt valabile. Este o științare să dați o decizie în legătură cu lucrarea. Dar atunci trebuie reactualizate și să cer oferte de preț ca să le pune la, la buget. Să le pună la buget. Să cere noi.